vedem exact ce se întâmplă și ce are de spus Laurențiu când va veni, dar mai am flori, fiți atenți aici, flori, 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 flori. Mult la fel scris, dar zice așa: dragii mei, vă scriu deoarece mi-era foarte dor de voi și voi am nespus să vă înveselesc ziua. E mult de citit, dar zice așa, Nicoleta C. Trandafirul roșu este pentru rei, vreau să-l ofere Tina împreună cu toată dragostea și cu o declarație. Deci, Tina, tu trebuie să oferi acest trandafir lui Raimond cu o declarație. Hai, repede, ia un microfon. Hai, repede. Ce zici? Hai, și tu și Raimond, veniți încoace. Hai, amândoi, amândoi. Și buchetul este pentru Tina, pe care probabil... Hai mai, fără microfoane, nu veniți aici. Păi ia de căutați. Ia tu ăsta, fiți atenți că facem schimb aici. Ia tu ăsta, îl dai tu ei și... Ia tu ăsta și îl dai lui. Și când vă dați fiecare cu o declarație. Hai, repede. Hai, Tina, la microfon. Am foarte multe emoții. Oricum, Raimond știe că este foarte important pentru mine și că o altă alegere mai bună de atât nici că puteam să fac nici în casă, nici în afara competiției. Este exact ceea ce mi-am dorit și sper ca niciodată să-l dezamăgesc și să nu mă dezamăgească și ca povestea noastră să continue și să nu se termine niciodată. Frumos! Faceți schimb de flori. Și declarația ta, te rog. Da, eu nu stau prea mult la declarații, că n-am timp astăzi. Un singur lucru vreau să-i spun, că o iubesc și atât. Și ca să, tot dacă v-am ridicat, să nu vă ridicați de două ori, Rei și Tina, locul de onoare, am văzut și noi aseară o adevărată finală în care pe locul întâi avem pe Tina și Rei. Nimic nu poate fi mai frumos decât un cuplu armonios, doi tineri ce sunt fericiți, de noi votați că sunt iubiți. Foarte multe lucruri frumoase v-a scris Mire și Mireasă la Marea Gală și acum vă salut așa. Sunt Mara Bucur din Belgia. De tot. Așa că, după cum vedeți, telespectatorii nu vă uită, le place să vadă povești de dragoste și mai mult decât atât, uite, nici pe mine nu m-a uitat doamna Elif din Constanța, nu? Care ne-a trimis brățări tuturor și vrem să îi mulțumim tare mult.